Amin. Nu, un pic la mea acolo când suflă foile. Văzând cum s-a desfășurat această dimineață, încă o dată mi s-a întărit această credință că Duhul Sfânt al Dumnezeu călăuzește pe cei care îi slujesc și sunt convins că Duhul Dumnezeu și în această dimineață a călăuzit timpul de laudă și închinare, ascultând ce cântări s-a cântat, văzând tema centrală care a fost a se încrede în Dumnezeu, a avea pe Iisus Hristos ca stâncă, a fi ancorat în Dumnezeu, cântarea lui Petre care spunea că această cale care merge spre Isus Hristos, el vrea să continuă această idee care o punea și Flavius sub forma unei întrebări, cât de biruitor ești tu în lupta spirituală, întreba el. Și aici aș vrea să continui și eu mai departe în această dimineață, înțelegând că Dumnezeu vrea să ne vorbească în această dimineață, cred că în această direcție. Haideți să deschidem cu multul Dumnezeu la Cartea Evrei, la capitolul 12 și să citim primele trei versete. Evrei, capitolul 12, primele trei versete. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu nor. Așa de mare de martori. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lezne. Și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care, care era pusă înainte a suferit crucea, a disperțuit rușinea și șade la dreapta scaunului de Domnie lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar! cu aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Amin. Amin, puteți să reluați locurile. Dacă stăm și privim anul acesta în care ne aflăm, putem să vedem că este un an plin de evenimente sportive, un an în care Uh, găzduiește mai multe evenimente sportive care lumea se uită, le consumă, le place. Vedem că a avut loc Cupa Europeană, locurile olimpice, jocurile paraolimpice au acum uh, găzduite. Și vedem cum oamenii iubesc sportul și, și fac sport. Dacă stăm și vedem un pic viața unui sportiv, am putea spune că ceea ce îl caracterizează pe un sportiv este foarte bine de aplicat și în viața noastră zi cu zi, fie la lucru, fie în familie, Chiar fie în biserică, vedem că un sportiv practică antrenament zilnic, este un om care se, se antrenează, este un om care uh, poate lucra în echipă, este un om care are disciplină și devotament față de ceea ce face el. Și dacă vedem toate aceste comportamente a unui sportiv, putem spune că acest mod de viață a unui sportiv este foarte important și în viața noastră de credință, în viața unui, unui credincios. Să fim oameni care ne antrenăm, oameni care lucrăm în echipă, oameni care sunt în trupul lui Hristos, oameni care au o disciplină spirituală, oameni care au un devotament față de Hristos, oameni care vor să trăiască împreună cu Hristos. Și autorul cărții acestea spune și ne aseamănă aici cu un alergător, spune că alergați, în alergare care stă înainte. Dacă privim în Cuvântul lui Dumnezeu și Pavel, de multe ori folosește această ilustrație a unui sportiv, a unui boxior, a unui alergător. În Corint le spune că voi alergați ca acum ați primit premiu. Eu nu mă lupt cu pumnii în vânt, acum naște un încotro, mă lupt. Vedem pe mulți scritori al Cuvântului Dumnezeu care se le folosește această imagine a unui sportiv pentru a putea să explice un pic mai ușor cum trebuie să fim noi ca creștini, cât trebuie să ne dăruim, cum trebuie să fie viața noastră ca creștini. Și aș putea spune că de multe ori, ca creștini, este acest pericol de a fi pasivi. De a fi creștini care la un moment dat poate îl cunoaștem pe Dumnezeu, care credem că dacă am creat un legământ cu Dumnezeu în apă, stăm pe scaunul nostru, este bine așa cum suntem și ne place să fim așa pasivi, să nu îndrăjăm pe nimeni. Dar sunt conștient că Dumnezeu ne vrea credincioși activi. Vrea ca să fim ca un alergător. Vrea să fim ca unul care merge înainte, care dă totul ca să ajungă înainte de Hristos. El vrea ca să fim credincioși activ. Și vedem că acest autor se folosește acest limbaj sportiv și chiar dacă este așa de frumos și motivațional de multe ori, că cu disciplina, că poți să crești, să alergi, să faci, vedem că de multe ori atunci când avem acest fenomen, nu la început de an, când ne, toți ne facem, să anul ăsta să mai facem sport, să mai facem una alta, că atunci când vorbim este ușor și sună foarte frumos, dar atunci când parcă te îmbraci cu păpucii și ieși așa la ușă, parcă încet, încet începe să devină tot mai greu. Această disciplină, această, această alergare, poate de a mânca mai sănătos, de a trăi mai sănătos și vedem că încet, încet ne este foarte greu să aplicăm. Așa și în viața de creștin de multe ori este ușor să Spune că e nevoie de disciplină, e nevoie de alergare, e nevoie de oboseală, e nevoie de uh, trudire, dar atunci când suntem puși în fața acestor lucruri, vedem că este totuși mult mai greu de făcut cât de zis. Și aș vrea ca în această dimineață să vedem că Dumnezeu vrea ca noi să fim oameni activi, creștini activi, creștini care aleargă spre țintă, aleargă spre Isus Hristos. Dacă vedem această epistolă, a fost scrisă în primul rând pentru evrei, unor evrei. Care evrei? Care evrei? Aici sunt adresare, e adresat adresată această epistolă. Vedem că acești evrei care se adresează această epistolă erau evrei care au renunțat la tradiția lor evreiască, la iudaism, care au lăsat tradiția deoparte și au decis să lumeze pe Iisus Hristos. Evrei care s-au întors la Iisus Hristos. E bine și aceste vei prin faptul că s-au întors la Iisus Hristos, au început să fie prigoniți, au început să fie dați la o parte în societate, au început să fie respinși chiar de familie, au început să fie marginalizați pentru faptul că ei au decis să urmeze pe Iisus Hristos. Și acestor credincioși evrei, nou-născuți din nou atunci, acest autor îi scrie, vă trebuie să alergați, vă trebuie să înaintați, chiar dacă sunteți în stânga și în dreapta, poate luat în derâdere, poate vă împiedică lumea, sunteți poate marginalizați. Nu vă opriți, nu stați pe loc, înaintați, creșteți, apropiați-vă de, de Isus Hristos. Și vedem că și în ziua de astăzi, de multe ori, chiar dacă nu suntem evrei, de atunci când ne întoarcem la Isus Hristos, vedem în jurul nostru, poate, oameni care ne dau la o parte, care ne marginalizează, care spune ăsta s-a pocăit, nu mai este nu mai vorbă cu el. Vedem că în ziua de astăzi, chiar de a intra în apa botezului cu cineva care te susține, cu o familie care se bucură, este un har. în tot mai mult tineri care vor să se pocăiască, și părinți care uh, vor cu tot, tot ce pot să-i tragă înapoi din apă botezului, care efectiv nu vor ca copiilor să urmeze pe Iisus Hristos. Vedem că a fi creștin, a putea avea o comunitate care te susține, o familie care se bucură, este astăzi un har. Mi-amintesc că am fost într-un loc la lucru și erau oameni care vorbeau limba română și unul nu știa românește, dintre ei germană și avea acea nelămurire cu vecinul și nu știu ce și mi-a zis dacă pot cumva să-l ajut să-l înjure pe românește, pe vecin sau cumva să-i spun ceva ce... Familia ne nefiind creștin, știa că meri la biserică și a zis băi, nu poți să te învăți să înjuri, lasă așa cu mâini, vezi de treabă și merg înainte. Și cei care au știut că sunt crencioși au zis a zis tu te în vezi ăștia cei care merg la biserică. Cumva a luat chestia asta de a nu-l învăța să înjure, de a nu uh, îl motiva de a face rău cuiva ca un lucru poate mai josnic. Vezi, el e pocăit. Ei nu fac de asta. Cumva mai bine îl învățam să înjure, mai bine învăța, mai dădeam idei mai multe decât avea el, dar dacă le ai spus, bă, nu-i frumos, n-a fost bun. Și vedem de multe ori că așa e în viața noastră. Atunci când te apropii de Iisus Hristos, atunci când uh, ești un om după voia lui Dumnezeu, lumea se va poate va împotrivi. Chiar poate familia, colegii, vor fi, poate, să te dea la o parte, să spună nu, el e pocăit, el nu. Dumnezeu ne cheamă să alergăm înspre țintă. Și scopul acestor scrieri este ca să întărească credința lor în Isus Hristos. Autorul vrea să întărească credința acestor evrei și credința noastră astăzi în Isus Hristos. Vedem că această pregătire a mântuirii care avem în, în vechiul legământ care ei atunci o țineau și credeau autorul spune această promisiune a mântuirii s-a împlinit în nou legământ în Iisus Hristos ăsta este scopul și ăsta este dorința autorului pentru că nu, nu este cunoscut autorii cărții evrei să spun acestor evrei Noul legământ este împlinirea de a vechiului legământ. Voi, voi, credeți în Iisus Hristos, ați reușit, nu vă lăsați dezamăgiți, nu vă lăsați dobărâți de familia voastră, de colegii voștri care spune că sunteți eretici, ci Iisus Hristos este desăvârșirea vechiului legământ, în nou legământ Iisus Hristos. Și vedem că scritorul îi îndeamnă trei lucruri pe acești credincioși pe noi astăzi. În primul rând, să țină la această mărturisire a lor, căci Iisus Hristos este Domnul, până la sfârșit. El spune, voi l-ați ales pe Iisus Hristos. Ai ales să-L urmați pe Iisus Hristos. Rămâneți credincioși lor, lui Iisus Hristos. Rămâneți credincioși până la sfârșit. O a doua, a doua îndemn care le face acest scritor este să sporească în mântuirea care este înainte. Să crească, să înainteze, să fugă, să nu rămână acolo unde poate sunt acum. Și să nu fim mulțumiți cu faptul, ok, am reușit, acum s-au liniștit. Nu, Mere, sporiți, creșteți, învățați în cunoaște-L pe Dumnezeu tot mai mult. Și în ultimul rând, să nu se întoarcă înapoi, părăsind credința în Iisus Hristos. Acești evrei era pericol să se întoarcă înapoi în iudaism. Să se întoarcă la, la jerfe, la ceea ce ei credeau că îi curățește, poate la noi astăzi se întoarcă înapoi în lume. Dar ceea de unde ne am plecat, de unde Iisus Hristos ne-a ne smuls afară, în acest întuneric. Și vedem că acest pericol a fost și atunci și este și astăzi. Și scritorul îi îndeamnă să țină această mărturisire în Iisus Hristos până la sfârșit. Indiferent de ceea ce va veni, indiferent de circumstanțele care sunt în viața lor, să țină de această credință. Și vedem aici un pericol care uh, a fost în viața lor atunci și este și în viața noastră. Ei el zice, acest autor a cărții evrei că exista un pericol acest pericol ca oamenii care s-au întors la Iisus Hristos, prin faptul că au fost prigoniți, prin faptul că au fost persecutați, prin faptul că au fost marginalizați, ei să vadă această uh, problemă ca o dezaprobare din partea lui Dumnezeu pentru faptul că ei s-au întors la Iisus Hristos. Ei aveau această gândire, mă, dacă cât timp am fost în religia mea, în lume, cât timp am fost departe de Dumnezeu, poate în, în, în vremurile noastre de acum, n-am nicio problemă. Acum, acum am întors la Iisus Hristos, parcă văd mai obstacole, piedici, ăla mă înlătură, aia mi se întâmplă. Și vedem cum Cuvântul Dumnezeu le scrie, ne scrie nouă astăzi că chiar dacă sunt aceste lucruri, să nu o vedem ca o dezaprobare a Lui Dumnezeu pentru faptul că ne-am decis pentru Iisus Hristos. Să nu cred acești evrei ca o dezaprobare a Lui Dumnezeu că ei s-au uh, întors la Iisus Hristos de la iudaism. Și în contră, se încurajeze să facă mai departe să înțeleagă că Iisus Hristos acolo este pentru ei ca mântuitor și pentru noi astăzi. Și Dumnezeu îi vrea să fie în, în credința în Iisus Hristos. Vedem și el de-a lungul cărții evrei, dacă citiți, este tema centrală al proiecta pe Iisus Hristos mai mare decât ceea ce ei credeau ca evrei. Dacă ne uităm în Evrei, capitolul 10, vedem pe Autor care spune de foarte multe ori, Iisus Hristos este mai mare decât preoții voștri. Jertfa Domnului Iisus Hristos este mai mare decât jertfele care ați dus voi. Jertfa lui Iisus Hristos a fost odată pentru totdeauna. Voi le repetați întotdeauna. Și vedem cum uh, cartea evrei vrea să ne arate și al lor atunci și nouă astăzi, că Iisus Hristos este desăvârșirea noului legământ. Iisus Hristos este ceea ce Iisus, ce Dumnezeu ne-a promis și ceea ce El vrea pentru noi. Pe Iisus Hristos. Dacă... Ne uităm în, în capitolul care l-am citit în prima parte a versetului 12. Vedem pe autor care cumva le aduce și în capitolul 11 dacă citim niște modele. Am putea spune poate niște modele motivaționale, să, să le arate, băi, voi nu sunteți singuri. Spune aici și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu nori așa de mare de martori. Vedem că în acest mesaj uh, introductiv din versetul 12 este... Uh, să le arte credincioșilor și nouă astăzi că atunci când trecem prin suferințe, atunci când suntem poate dați la o parte, nu suntem primii. Nu suntem singuri care au experimentat acest lucru. Și spune, ne avem un nor așa de mare de martori. Și dacă citim în versetul în capitolul 11, vom vedea, este vorba despre patriarhii din Vechiul Testament, este vorba despre oameni care au fost tăiați cu ferăstrău, care au fost dat la animale, care au fost, tăia, care au fost omorâți pentru credință și arată, uitați, vezi, toți acești credincioși care au trăit înaintea voastră și atunci ei aveau poate doar Vechiul Testament. Noi astăzi avem pe cei din Vechiul Testament, ei avem pe cei din Noul Testament, avem cei care de la nașterea bisericii până în ziua de astăzi au trăit și poate au fost persecutați pentru Hristos, avem oameni care, cum de exemplu fratele Richard Wumbrandt, care când ascultăm mărturia lui, de multe ori nu ne putem imagina cum a putut acest om să rămână credincios lui Dumnezeu. Când vezi ce s-a întâmplat în închisori, când vezi ceea ce oamenii au suferit și totuși au rămas credincioși lui Dumnezeu. Și a rămas credincios făgăduinței care Dumnezeu a lăsat-o pentru ei. Și ne spune astăzi că uitați-vă la ei, îi vedeți, acest nor mare de martori care se înconjurați. Și ei au trecut pe acolo. Dar și-au sfârșit alegarea cu o credință autentică în Isus Hristos. Au rămas loiali lui Isus Hristos, în ciuda persecuției, în ciuda piedicilor, în ciuda, poate, bajocurilor. Ei au rămas credincioși lui Dumnezeu. Uitați-vă, ei, și voi puteți, nu sunteți singuri. Și acest cuvânt, martor aici, care este folosit, este același cuvânt și pentru martir. Vedem în capitolul 11 martiri care au murit pentru Iisus Hristos. Oameni care au spus, nu, eu nu mă lepăd de Iisus Hristos. Eu nu las credința mea în Iisus Hristos pentru orice ce mi-ați face voi. Eu mă încred în El pentru că El mă va salva. El m-a salvat, El m-a vindecat. Și aș vrea aici ca să facem o clarificare care, citind acest verset de multe ori, am, am dat peste această menționare că acești, acești nori de martori, acești oameni care... Uh, au alergat și au sfârșit alegarea într-un mod bun, într-un mod care i-au rămas în lui Dumnezeu. Ei nu au un rol, un rol liturgic pentru noi. Noi nu trebuie la ei să ne rugăm. Noi trebuie să îi uh, ridicăm cumva ca în rol de, de, Dumnezei. Ei nu sunt aici ca să primească rugăciunea noastre. Ei nu uh, își sunt nori de martori ca să mărturisească pentru noi pentru lui Dumnezeu nu e, niciun dintre ei nu stă în lui Dumnezeu și spune Moise, vezi, Doamne, uite pe Iulus ce bun Nici David nu stă să despre Camis, nu. sunt pentru noi martori care să ne arate că ei au fost credincioși până la capăt. Singurul care mijlocește între noi și Dumnezeu este Iisus Hristos. Ei sunt martori care să ne arate, se poate, puteți și voi, nu șteți singuri, nu descurajați, pentru că și ei au suferit, și ei au fost poate dați la o parte și au rămas credincioși până la capăt. Rămâneți și voi credincioși până la capăt. Și eu au alergat. Și ei au avut piedici, și ei au avut păcate, și ei au fost oameni ca și voi. Același slăbiciun ca și voi au avut ei. Dar au avut pe Iisus Hristos ca țintă. Și au alergat până la capăt. Așa s-a legat și voi. Vedem în Evrei, în capitolul 11, cu versetul 39 și 40, spune aici, așa se încheie capitolul 11, toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce fusese făgăduit. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Dumnezeu avea ceva mai bun pentru noi, pe Iisus Hristos. Chiar dacă ei, creștinii și Vechiul Testament, n-au apucat, n-au apucat să-L vadă pe Iisus Hristos. Ei au crezut că Dumnezeu va trimite un mântuitor pe Iisus Hristos. Noi astăzi l-am văzut venind pe această lume, murind și învind pentru păcatele noastre. Astăzi, noi avem pe Iisus Hristos ca, ca exemplu, cel care ne întărește în această alergare. Și mă rog ca, cât timp Dumnezeu ne dă pe acest pământ, cât timp este cu noi pe acest pământ, să-l avem întotdeauna în entauclări noștri. Să înțelegem că Iisus Hristos este acela care a murit pentru vina păcatelor noastre și că El dorește ca noi să fim alergători activi. El dorește ca noi să alergăm înspre El. Și dacă Vedem acum cum au fost aceste evenimente sportive, mă gândeam un pic și vedeam că întotdeauna se face așa Veabung despre chestia cum fuge cu flacăra olimpică, fuge unul, fuge ăl și cumva să dă din mână în mână până ajunge la acest bazin și aprinde flacăra, flacăra aceea și încep jocurile olimpice. Și m-am gândit văzând această imagine a sportului care uh, autorul ne o descrie, am văzut și că și în credință este așa acești oameni poate au fugit cu flacăra credinței timp lor pe acest pământ. Au dat-o mai departe. Și până deja de astăzi sunt oameni și noi suntem astea aici care alergăm cu această flacra credinței în mână. Care alergăm cu ea și o dăm generații mai departe și mai departe și mai departe. Și cât timp trăim pe acest pământ, această flacra credinței în Isus Hristos nu se va șterge. Pentru că atunci când Dumnezeu va veni pe acest pământ, El își va la biserica, își va la cei care sunt credincioși, și atunci vom fi cu El în cer. Atunci vom sfârși această alergare care uh, o alergăm acum, aceea a credinței. Dacă la această alergare olimpică drumul e trasat, fugă aia singuri, doar cu camere și nu au niciun obstacol, vedem că de multe ori în această alergare a credinței mai sunt și obstacole. Mai sunt și piedici, mai sunt și încercări. Și atunci când suntem născuți din nou, prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Atunci când Duhul Sfânt aprinde noi această flacără a credinței, ne trimite pe această, în această alergare, în această fugă. Mergeți! Și ne arată pe Iisus Hristos care este cel care a trasat drumul înaintea noastră. Spune, uite, El este calea, adevărul și viața. Mereți după El. Asta este calea. Alergați! uitați vă ținta la El. Iar pe această cale, de multe ori, sunt piedici, puși de noi, Pus de cei din jurul nostru, pus de ce rău, ca să ne împiedice să ajungem la ținta noastră, la Iisus Hristos. Și aș vrea în această dimineață să privim la acest text și să vedem ceea ce vrea să ne spună cum Dumnezeu astăzi prin uh, Evrei, capitolul 12, primele trei versete. Întrebarea este, cum ar trebui să decurgă o legare al creștinului? Cum trebuie să decurgă o legare? Atunci când un atlet alergă și face un plan cum fugim, primele studii de metri mai încet, alante mai repede, au un plan cum să ajungă la, la țintă. Vedem aici că această prezentare a modului cum să fugim este în primul rând că trebuie să dăm la o parte. Pentru a putea să fim învingători în această luptă trebuie să dăm la o parte. Mai departe ne spune că care trebuie să fie atitudinea noastră atunci când alergăm și în ultimul rând ne spune care este ținta noastră atunci când alergăm. Nu ne apucăm să alergăm așa de capul nostru și la un moment dat ajungem undeva, ce bă, eu nu știu pe unde Unii am, am uitat în control, o iau. Toți care se apucă la fugă, ei știu unde să ajungă. Toți care se apucă la un maraton, ei știu unde se meale. Care se apucă la un sprint, ei știu unde să ajungă. Și asta vrea să ne spune și cu Dumnezeu. Trebuie să dăm la o parte anumite chestii, modul cum să alergăm și care este ținta noastră. De aceea am intitulat mesajul această dimineață într-o formă unei întrebări mai personale. De aceea, fiecare să-și pună lui personal întrebarea aceasta. Ce mă împiedică în alegarea mea spre țintă? Ce mă împiedică în alegarea mea spre țintă? Și aș vrea în această dimineață să ne uităm doar la această parte a piedicilor și data viitoare când îmi va fi rândul să continuăm această predică. Pentru astăzi vom vedea prima parte. Trebuie să dăm la o parte. Ce trebuie să dăm la o parte? Spune cu mult Dumnezeu, dați la o parte orice piedică, orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lezne. În primul rând, Dumnezeu vrea ca să înlăturăm orice obstacol din calea noastră. Să înlăturăm orice piedică, să înlăturăm orice păcat. Și vedem aici că piedica și păcatul sunt denumărate separat. Ele sunt prezentate în două două categorii separate. Piedica, care este tradus totodată și ca greutate, și păcatul. Ele sunt menționate individual, fiecare, dar trebuie să înțelegem că ele împreună au o legătură una cu alta la un moment dat. Chiar dacă poate uh, piedica uh, nu înseamnă neapărat păcat, la un moment dat ele se întâlnesc. Spunea un comentator că nu orice piedică este un păcat. Totuși, orice păcat este o piedică în alegarea noastră. Nu orice piedică trebuie să fie un păcat, dar orice păcat este o piedică. Și aș vrea ca în această dimineață să ne punem această întrebare personală. Care este piedica mea personală? Am piedici? Sunt păcate în viața mea care îmi stau în drum să pot să alerg așa cum Dumnezeu dorește din partea mea? Și am putea spune că piedicile, în acest caz, sunt un pic mai personalizate, fiecare are piedice lui personale. Piedica care este pentru mine o piedică, poate pentru tine nu este. Ceea ce este pentru tine o piedică, eu zic, pe cum să fie o piedică, că eu n-am nicio problemă cu chestia asta, dar eu am alta. Piedicile poate sunt un pic mai personale, mai uh, personalizate pe, pe, pe fiecare în sine. În schimb, păcatul este unul universal. Păcatul este valabil pentru toți la fel. Nu există ca pentru mine lucru să nu fie păcat și nu există ca pentru tine să fie, sau invers. Pentru că păcatul este definit de pline Dumnezeu. Dumnezeu a spus ceea ce este păcat și ceea ce nu este păcat. De aceea păcatul vedem ca un lucru care este pentru toți la fel valabil. Și vedem aici că fiind ele ilustrate uh, separat, suntem provocați de ceva, nu suntem cumva bă, dacă vreți, dacă puteți, dacă nu știu cum, și suntem provocați. Spune aici să dăm la o parte orice. Aveți piedici, aveți păcate, voi trebuie să le dați la o parte. Chiar cele care ne se poate par comode. Avem poate piedici care spun, mă, e o piedică, dar e bună, așa piedica, parcă e fac comod, parcă îmi place, parcă nu știu, așa e ceva ce... Eu văd că e piedică, parcă nu e așa gravă, dar tu știi că un pic ea te deranjează. Poate vezi un păcat care spui, bă, e păcat, dar mi-am ajut cu el aici, aici, mai mi se schide o ușă, mai scap cumva și parcă e așa ceva frumos, lasă că nu e așa mare, nu. Nu, spune, da, sau o parte, orice. Și aici, în original, când spune orice piedică, spune că înseamnă că se dea parte orice, includând ideea de totalitate, adică tot. Când ai la o parte orice, dai tot de o parte. Și de o parte înseamnă nu de a pune aici, așa, și aici, și când mai vii, mai ții mâna, nu. să dai la o parte, să-l arunci, să-l dai la o parte din, din drumul tău, de tot. Pentru că de multe ori ne prindem, eu știu că asta este o pedică în viața mea. E acum, nu știu, merg undeva și am nevoie de Dumnezeu. Hai că o pun de o parte. Am un examen, am o problemă, hai că pun piedica asta deoparte și mă concentrez pe Dumnezeu, Dumnezeu îți dă răspuns, te ajută, o par cu ei iară și iară te pui, iară în piedici, iară te... și iară o pui deoparte. Și Dumnezeu spune să dăm la o parte orice total, orice piedică ne, ne oprește în alergare, orice păcat, să-l dăm la o parte definitiv. Și aș vrea un pic să vedem ce sunt piedici și ce este păcat. De multe ori este ușor când ne gândim piedici, păcat, dar aș vrea totuși să vedem cum cum Dumnezeu le descrie? Este cineva care îi place, nu știu, să fugă cu bagaje, așa, cu poveri? Când vezi pe aeroport oameni care fug cu genți, cu ghiozdane, cu... Nu, cred că nimeni nu-i vezi bucuroși, așa, văd ce fain că fug cu geanta după mine, sau îmi amintesc când mergeam la școală și venea autobuzul, fugeau ăștia cu ghiozdane, cu... Nu știu, se țineau de pantă egal, fugeau, nu știu, într-o formă... Am văzut un atlet fugind așa, în modul ăla. Vedem, așa de multe ori noi ca creștini. Alergăm și parcă mai luăm așa cu noi, ba un ghiozdan, ba un, nu știu, o geantă, ba niște păpuși de, nu știu, de, nu de fugă, de biserică și tot felul de, de chestii care credem că ne-ar trebui și ne împiedică de fapt în noastră. De fapt, când vezi un alergător sau un de că biciclist sau un egal ce, notător, fotbalist, băia să îmbrăcați toți în acord cu ceea ce fac ei. Eu n-am văzut, nu știu, alergător cu crampoane, n-am văzut, nu știu, biciclist cu, nu știu, de aia de not în cap, n-am văzut niciodată. Pentru că fiecare se îmbracă așa cum, cum trebuie să fie îmbrăcat. Așa Dumnezeu ne spune și nouă, că trebuie să dăm la parte orice piedică care, care poate să, să fie în viața noastră. Noi avem poverile noastre, greutățile noastre. Evreii au avut a lor atunci, în, în, în vremea aceea. Și poate sunt probleme materiale, Poveri materiale, de sănătate, familiare, poate chiar în biserică, în fapt de slujire, ai poate piedici, nu ești înțeles, poate nu funcționează tot așa cum dorești, frici, nemulțumiri, și așa de multe piedici care poate nu sunt neapărat păcate. Poate chiar sunt efectiv doar niște uh, lucruri care sunt în calea noastră și ne efectiv ne, ne împiedică, fără a fi păcat, efectiv ne face să, să stăm pe loc, să rămânem pe loc. Sau poate cineva să-mi zică că el nu are nicio piedică, el aleargă de când el, numai așa înainte, și nu a fost niciodată nimic împiedicat, nicio. Păi că Vedem că aici, acolo sunt piedici care ne, ne se apar în cale. Bacle le punem noi, bacă sunt ele puse. Dar ele nu sunt pentru a le implica în alegarea noastră. Ele nu sunt puse acolo pentru ca acum ăla care fuge, o un sticlă de apă să bea, să. Nu, ele sunt ca să ne împiedice. Nu sunt ca să le luăm cu noi. Ce sunt ca să, le dăm, ca să le dăm la o parte. Și dacă stăm și ne gândim, poate, multe bagaje care ne îngreunează noua alergarea, nu sunt neapărat un păcat în sine. Vedem, poate, stresul, da? lucru, dacă devine un pic prea mult, odihna, dacă nu odihnă, vine lenevie, bunăsarea materială, dacă banii ajunge să-ți fie un idol, prietenii, dacă ai prieteni care... Îți bun să ai prieteni, dar Biblia spune că prea mulți nu e bine să ai. Sănătatea. Suntem oameni, suntem un trup. Poate de multe ori sănătate ne, ne, ne deranjează și este o piedică. Vem că aceste lucruri nu sunt păcate neapărat, dar poate să devină o piedică. mi amintesc când, cred că toți vreau să, toți, eu sigur, vreau să joc la fărean, la fotbal. Și era bine, știam să joc, știam să merg acolo, dar problema a fost, a fost că erau meciurile duminica. Și pentru tati și mama era o piedică să-mi și să merg la fotbal, că bă, s-ar putea dacă tu nu mergi la duminica la biserică să nu mai mergi deloc la biserică. Și per se fotbalul nu-l nu vedem ca păcat, dar faptul că uh, nu puteam merge duminică la biserică și asta se poate în când creșteam, vedeau părinții mei ca, un, ca, o piedică în alergarea mea ca de, de, de credință. Și Vedem că de multe ori, aceste piedici care sunt în, în, în viața noastră uh, au la un moment dat și un rol în viața spirituală, care la un moment dat ne distanțează de Dumnezeu. Și aș vrea un pic să privim la anumite piedici care le avem în viața noastră spirituală și care așa pară ca un lanț, vin una cu alta și ne despar tot mai mult de, de Dumnezeu și de ținta care este între în noastră. Vedem că sunt piedici care ne învață lucruri greșite. Această piedică învățăturilor greșite, a poate a unor tradiții care ne sunt impuse pe această cale a credinței, care le luăm și la un moment dat ni se pare bă, mai mult prea greu de a face asta, de a face aia, de a, de a împlini chestia, pentru că sunt poate niște învățături greșite. Și vedem că mulți creștini în ziua de astăzi își îngreunează calea lor cu anumite chestii care nu sunt după voia Lui Dumnezeu, care ei și le-au pus, care și le-au pus poate părinților, care, nu știu, le-au pus alții din biserică și cumva se, se îngreunează în, în a, a crește și a se întâlni tot mai mult cu Iisus Hristos. Vedem pe Pavel în Galaten 5, versetul 7. Aici vedem că spune că cei din Galaten, voi, alergați bine. Cine, adică un factor exterior, cine v-a tăiat calea să nu ascultați de adevăr? Bă, vă mergeați bine. Era bine cum alergați. Bă, cine vă tăiat calea la un moment dat de nu mai fugiți încolo, ci fugiți un pic mai încolo că vi se pare că e mai bine așa? Cine v-a tăiat calea? Vedem acest pericol a învățurii greșite atunci când vrei să alegi spre Iisus Hristos. Poate ți se pare doar o mică deviere, dar ea într-un final va ajunge la kilometri distanță de ceea ce tu te-ai că ajungi. De aceea este foarte important să înțelegem că Cuvântul lui Dumnezeu ne dă direcția în tot trebuie să fugim. Cuvântul lui Dumnezeu este aceea care ne spune acolo trebuie să fugiți. Vedem aici și pe cei credincioși din Berea care spune în fapte 11 că ei după ce auzeau un cuvânt îl cercetau, vedeau, băi, bine ce o zomul ăsta. Ne duce spre Iisus Hristos, ne ajută. Așa trebuie să fim și noi. Oameni care cercetează cuvântul lui Dumnezeu și care îl ia ca ghid, ca, cum să ca o candelă pe cararea noastră. Nu ceea ce poate spune oamenii și uh, este greșit, ci se luăm pe cuvântul lui Dumnezeu ca candelă noastră pe această alergare. Vedem mai departe este această piedică a necunoașterii voilor lui Dumnezeu. Atunci când uh, tu de fapt nici nu știi ce vrea Dumnezeu de la tine. Pentru că poate nu știu, ești Lenești, n-ai chef să citești, n-ai chef să te preagândești. Ai auzit că Isus Hristos te-a mântuit, l-ai acceptat, dar în rest, mai mult, am anumite situații, tu nu știi. Dumnezeu, cum vrea să mă raportez acum? Cum vrea să trăiesc? Ce vreau să fac? Vedem că este această piedică a necunoașterii voile Dumnezeu. Aceasta poate spune, lenevie spirituală, această promovare a uh, pasivității. Bă, dacă stai numai că e ok, ascultă, nu, nu, te bate capul, că îți bat capul alții, tu nu mă ascultă și dacă e ceva bine ei, dacă nu, vezi de treaba ta. Spune de multe ori în austriegii că vei te rostet. Adică cine se odihnește, el aruginește. Așa de și în, și în alergarea alegarea noastră. Dacă stăm și nu mai stăm așa, am dat ruginim și ne este foarte greu să reluăm această alergare. Mă gândesc de multe ori și când la școală, când aveam șula Batman și nu, uh, nu, știam anumite chestii, te întrebai în dreapta, ăla avea scris toată foaia, tu îl întrebai că ce e acolo. Făcea că. Și băta bă, dar tu ai scris tot, nu vezi că t ai scris. Că nu știu dacă e bun, nu știu dacă e richtig. Bă, bun, și cumva ăla a scris tot, dar el nu știa dacă. El era și el acolo, scris, dar în ochi te ajute, bă, eu nu știu dacă e richtig. Așa și de mult ca creștini, bă, uite, cum să fac acum? Bă, eu nu știu. Bă, dar uite, am nevoie de ajutor. Dumnezeu, uite, cum să decid? Bă, nu știu. Dar nu, nu scrie în Biblie? Nu știu. Așa de multe ori și noi, atunci când trebuie să decidem, bă, nu mai știm nimic. Atunci când trebuie să luăm o decizie, nu știm ce să facem. Când vedem poate un păcat, nu știu cum să reacționăm. Asta înseamnă această piedică de a, de, a nu, de a nu cunoaște voia Dumnezeu. Este o piedică. Este o piedică pentru a putea ajuta pe cineva. Este o piedică pentru a putea înainta. Pe, pe calea care este trasată de Iisus Hristos. Mai aparte, vedem că de multe ori ne complacem poate în această lenevie spirituală și ne vrem, în capitolul 5, versetul 12 și 13, spune, în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători. Autorul deja a vedea la catedră pe toți, ăia care le-au povestit, și-a vedea ca învățători. Și spune, aveți iarăși trebuință de cineva care să vă învețe cele din adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Bă, voi care trebuia să fiți învățători deja, care trebuia să știți, să creșteți, vin la voi în loc să vă văd predând la alții, iară voi stați în bancă și iar vă predau și iară trebuie să vă învăț cele începute. Deci tot la început se iau cu voi oameni care au auzit cuvântul, la un moment dat, lenevie spirituală, o plecat omul, eu mi-a fac nimic. Au uitat, n-au știut ce să facă. Și vedem cum, cuvântul Dumnezeu îi mustră pe acești oameni. Piedicile în afara, după ce poate când nu cunoști Cuvântul lui Dumnezeu, există această piedică ca această temelie care este Cuvântul lui Dumnezeu să-ți fie trase sub picioare. Dacă tu nu știi ce vrea Cuvântul lui Dumnezeu de la tine, e prea mare pericol ca această temelie să-ți fie trasă de sub picioare. Și vedem pe Cuvântul lui Dumnezeu ca, ca, temelie. Vedem, dacă mă un pom, care are rădăcini, care egal cât de mic el și atât să fie numai. Are rădăcini mari, multe, bine ancorate în pământ. Așa trebuie să fim și noi. Atunci când tu știi ce schimb cuvântul lui Dumnezeu, greu cineva poate să-ți ia această rădăcină, să-ți această temelie, ca să-ți această credință în Isus Hristos. Atunci când uh, nu te prea interesează de cuvântul lui Dumnezeu, așa temelie foarte ușor se poate lua de sub picioare. Și la un moment dat să nu știi ce să mai crezi. Vedem în Matei 4 pe Domnul Iisus Hristos care este ispitit în puștie. Și vine diavolul trei ori la el și spune, scrie așa, fă așa, fă așa, fă așa. Și Iisus Hristos spune de trei ori, respinge, spune nu, căci este scris. Vedem pe Iisus Hristos care a reușit să biruiască această ispită a, a lorii temeliei de deci sub picioare spune nu, este scris. Iisus Hristos a știut ce este scris și a putut să biruiască Așa și noi. Atunci când poate cineva vrea să ne uh, ia această stâncă de sub picioarele noastre, cuvântul lui Dumnezeu, noi te spunem, nu adevărat, că este scris, eu știu ce scrie aici. Vă nu puteți să luați temele de sub picioare, pentru că eu știu ce scrie cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vă imaginați o grădină, hai să spunem că asta e o grădină, centrul unde stau eu acum este Iisus Hristos. Noi de multe ori citim Biblia așa, cam pe aici, aici e granița, așa, pe aici undeva. Și citim și dacă vedem cât de mult putem să mergem așa până la unde zice Biblia că e ok, și aici deja nu mai e ok, dar noi să stăm cumva așa pe gard, să merem pe, pe, gard. Atunci când mergi pe gard și când încerci cumva să rămâi în voia lui Dumnezeu, dar nu prea, atunci va fi ușor cineva să te tragă pe partea lui. Să spună, bă, dar nu e adevărat ce scrie acolo, uite, și să pici dincolo. Atunci când tu mergi în grădină și stai exact în Iisus Hristos, când ești înrădăcinat în Iisus Hristos, greu, te trage după gard cineva dacă ești în, mijlocul grădinii. Și îmi doresc ca și noi să fim așa înrădăcinați cât de bine în cuvântul lui Dumnezeu. Mai este odată o, o piedică. Dar înainte de această piedică mi-am de cineva care îmi spunea că a fost în misiune. Și pe stradă a dat o Biblie la cineva și o persoană care nu poți să iau Biblia asta, că am zic că dacă o iei, o pui acasă și nu citești, e păcat. Și eu nu luat o luat-o. bă, omul decât să -și mai adaugă la păcate, mai bine nu iau Biblia, că dacă o pun acasă, nu mai ideea, hai să o citesc. O zic, dacă o iau acasă, o pun și nu o citesc, e păcat. În loc să vadă Biblia ca soluția păcatului, o văzut ca un, o soluție, bă, decât să mai adaug la păcat, mai bine o las aici, la voi în mână și noi iau acasă. Cuvântul lui Dumnezeu este puterea noastră. Este stânca pe care noi ne, ne, clădim credința noastră. Aceea trebuie să cunoaștem, să fim bine înrădăcinați în cuvântul Dumnezeu, ca să nu putem fi trași sau să nu poate fi tras această temelie de sub picioarele noastre. Și o ultimă piedică care o văd ca piedică este care vor să schimbe percepția noastră față de Dumnezeu. Piedici care vor să ne prezinte pe Dumnezeu într-un mod greșit. Piedici care poate vin din jurul nostru și spun Dumnezeu este așa, Dumnezeu este așa, voi faceți greșit și așa mai departe. Mă uit la Iov, care s-a citat astăzi despre Iov, un om care a fost credincios, un om care uh, Dumnezeu însuși îl laudă. La un moment dat vedem că în alegarea lui pe acest pământ intervine această boală și vine o piedică. Și această piedică surprinzător vine din partea soției sale. Vedem aici în Iov, capitolul 2, cu versetul 9. După ce Iov primește aceste bube și este foarte greu, spune nevasta lui, nevasta sa i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Iov, care până atunci era bun pe, în alegarea lui, eu acum, bleasmă pe Dumnezeu după ce l-ai lăudat toată viața, bleasmă la acum și mor liniștit. Și Iov spune, vorbești ca o femeie nebună. Ce primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? Vem că Iov a avut o imagine spre Dumnezeu și a înțeles că Dumnezeu dă binele, Dumnezeu dă și răul. Vedem pe soția lui Iov care încearcă aici să un pic să-l abată această alergare. Spune, bleasă pe Dumnezeu. Și eu spune, nu. Pentru că eu știu cum este Dumnezeu. Pentru că eu îl cunosc pe Dumnezeu. Tu poți să spui ce vrei. Eu nu-l bleasă De aceea, mă rog, ca și noi ca familie. Aici, în acest pasaj, este soția. Poate în altul este soțul. Noi ca soți, ca soții, să nu ne împiedicăm unii pe alții în alegarea noastră pe acest pământ. Să fim oameni care ne ajutăm, oameni care să ne susțin, oameni care să ne încurajăm unii pe alții și împreună ca familie, să putem alerga spre țintă, spre Isus Hristos. Văzând toate aceste piedici, ne întrebăm, dacă nu le dăm la o parte, unde este acum ținta? Dacă nu le dăm la o parte, ne împiedicăm, suntem pe jos și efectiv pierdem focul nostru între ochi. Mă întreb la Ilie, care ce a avut la un moment dat? Frică. Ilie, un om, după ce are o biruință foarte mare, îl vedem că Vine această frică, această piedică. De a, fi, nu știu, de a avea frică nu este un păcat. Are această frică. Și efectiv împiedică lucrarea lui, alegarea lui pe acest pământ. Poate e frica piedica ta. Poate este altceva piedica ta. Aș vrea ca să înțelegi cât Dumnezeu spune ca să le dăm la o parte. Să dăm orice piedică la o parte. Și spui, bun, cum putem? Cum putem da împiedica la o parte? Pentru că Dumnezeu spune, dați. Noi trebuie să facem ceva. Noi trebuie să, să acționăm, să fim activi în chestia asta. Cum putem face? 1 Petru, capitolul 5, versetul 7, versetul 9. Ne spune Dumnezeu, și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă ca un leu, care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec pe aceleași suferințe ca și voi. Cum putem să dăm la parte pedicile? Cum putem să scăpăm de ele? Spune Dumnezeu, aruncați-le supra mea. Dați-mi-le mie, pentru că eu le-am biruit deja. Cuvântul Dumnezeu spune că dacă vrei să dai pedica ta la o parte, de o la Iisus Hristos, pentru că El este acela care poate să o, să o înlăture definitiv din viața noastră. Noi trebuie să facem acest pas. Păi, Doamne, asta este pedica mea. Te rog frumos, dă-o la o parte. Asta este ceea ce înseamnă dați, faceți voi. Recunoașteți piedica a la Iisus Hristos și El este cel care, în final, o dă la o parte. Aș vrea să trec și la cea din cea a doua piedică care este aici arătată, păcatul. Spuneam că orice păcat este o piedică. N-ai cum să înaintezi în viața de credință, în alegarea de credințos, păcătuind. Nu poți să eu acum păcătuiesc, fac un păcat activ și pe aceea spui, bă, ce departe m -a ajuns pe alegarea credinței, uite, -am, am crescut în credință. N-ai cum. Pentru că păcatul te desparte de Dumnezeu. Păcatul te desparte de ceea ce este sfânt și nu, te, nu mai degrabă te, te apropie. Și cel mai bun mod de a înlătura păcatul, de a nu uh, veni în contact cu el, este să-l eviți. În 1 Tesalonicen 5 cu 22, Pavel scrie în alt context, dar acest sfat este foarte bun de aplicat în orice context a vieții noastre. Feriți-vă de orice vi se pare rău. 5 cu 22. Feriți-vă de orice vi se pare rău. Vezi un lucru, Ți se pare că e păcat, ferește de el. Feriți-vă de orice vi se pare rău. Nu veniți, căutați, hai să încerc, nein. Feriți-vă de orice vi se pare rău. Pentru că lupta cu, această, cu, cu păcatul este una permanentă. Nu este una care odată o duci, o trece, câștigat, ești campion. Și vedem aici că este o luptă între firea pământească, cum spunea și Flavius, cu Duhul Dumnezeu care este în noi. Și vedem și pe uh, Pavel în, în, roman care spune, voi eu vreau să fac binele și rău să lipi de mine. Când vreau să fac un lucru bun, cum nu vreau să lipi de mine? Vedem că și Pavel a avut această luptă și noi avem această luptă, că atunci când vrem să facem bine, când uh, vrem să ajutăm pe cineva, când vrem să facem un lucru care este plăcut de Dumnezeu, vedem că poate parcă păcatul stă lângă noi așa și ne, ne pândește, când să ne prindă, când, ca, cum spuneam, adinară, ca un leu care e înghită. Vedem acest lucru și suntem conștienți că în orice zi putem să, păcăm, să picăm pradă păcatului. În orice zi putem să păcăm aceste minciuni, să picăm aceste minciuni a păcatului. Și atunci când păcătuim, aș vrea ca să înțelegem toți, dacă eu păcătuiesc împotriva lui Camis acum, sau păcătuiesc într-un mod ascuns, eu nu mai știu de chestia asta. În primul rând, noi păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Atunci când păcătuim, primul, lucrul este că noi păcătuim împotriva lui Dumnezeu și apoi împotriva oamenilor sau împotriva, da, împotriva oamenilor. Vedem pe fiul risipitor în Luca 15 cu 21. După ce spune că el merge în lume să-și facă de cap, să-și facă viața, să facă ce vrea el. Își vine în fire și fuge la tata lui și spune aici, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Vedem pe fiul acesta, după ce își vede de, de, viața lui, după ce trăiește în desfrâu, în păcat, vine și spune, Doamne, am păcălit prima oară împotriva cerului, împotriva lui Dumnezeu și apoi împotriva Tatălui. Atunci când păcătuim, păcătuim în primul rând împotriva lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este acela care spune, ăsta este păcat și ăsta nu este păcat. Și păcatul care facem ne desparte de Dumnezeu. Mai departe vedem în 2 Timotei 4,10, aceeași caz. Dima, un om care l-a slujit pe Pavel, care uh, s-a lăsat ca poate acest fiu risipitor, condus un pic de ideea asta că lumea îți oferă toate lucrurile. Lumea întotdeauna păcatul va face frumos, cu fontă, uce frumos, îi face așa, face așa și îți prezintă așa încât să spui, bă, parcă e bine acolo în lume. Vremea cea că Dima, spune Pavel, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Dima, că era un slujitor cu Paul, cu Pavel, din dragoste pentru lumea de acum. Nu spun că poate pentru păcate, poate pentru chestii care lui îi spreau mai importante, l-au părăsit. Vedem că lumea, cu ceea ce oferă ea, poate să fie o piedică, poate să fie un păcat care ne stă înainte pe alegerarea noastră către Dumnezeu. Și vedem aici că este și deschis modul cum lucrează păcatul. Că dacă ar fi păcatul proiectat așa cum este el nu l face nimeni, cred că. Dacă ar ta păcatul tău, ăsta e eu păcatul, asta duc cu mine, asta vei avea, cred că toți ne-am ferit de el. Dar păcat de multe ori vine așa, spune aici că păcatul care ne înfășoară așa de lezne, lezne înseamnă așa de ușor, așa poate lingușitor, cu înțelepciune, cumva vine frumos și îți explică cât de frumos e și fa așa și fa așa și parcă vă îți place, nici nu simți, așa, parcă e ca un masaj, nu, nu, e ceva frumos. Imaginați-vă poate o ață așa de aia de cusut, una, una e o rup, așa, și tot, tot, putem să rupem o ață de cusut. Dar imaginați-vă că o înveliți așa în jurul picioarelor, și băi, haide că mai merg un pas, poți să mergi, nu e așa problemă, că mă pun la genunchi, după aia ți-o la brâu, pe mai sus, băi ok, o mână îți o mai am dat până aici la gâș, băste că nu mai pot, uite, trebuie să mă mișc. Și când vrei să dai la o parte, nu vei putea. Chiar dacă este în o ață, aceeași ață care a rupt-o mai înainte. Atunci când ea înfășoară și este de mai multe ori înfășoară în jurul tău, tu nu vei mai putea să singur. Să te deslege această ață, cât de subțire ar fi ea. Vedem că așa este păcatul. El vine, ne prezintă frumos, ne înfășoară, ne înfășoară și când îți dai seama unde ai ajuns, te va strânge tot mai tare. Îți va arăta, de fapt, lucrurile urâte ale păcatului. Îți va arăta, de fapt, ce este păcatul în esență. Vedem că și Iacov, în capitolul 2, cu versetul 14 și 17, cumva descrie acest proces a, de la piedică la păcat, de a ajunge acolo, spune... Și fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și moment. Aici e piedica. Unul ispitit, a e piedica lui, o vede, bă, e piedică, eu, nu știu, îs ispitit. Dar spune mai departe, apoi pofta când a zămislit, așa, așa, așa când începe să te... Bă, ce fain ar fi și să dai un pic uh, curs lucrurilor când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. La început pare o piedică, băi, ok, las că pot, las că nu e așa grav, dar la un moment dat te va înfășura încet, încet și până când îți va duce o moarte. Moarte spirituală acum și poate și o moarte veșnică, despărție de Dumnezeu. Un păcat de multe ori nu vine singur. A faci un păcat, spui, ok, îl fac ma pe ăsta. Ei vin așa la bagaj, mai vin două. Dacă e o piedică în drum, tu ei piedica una și te uiți în spate, mai sunt vreo 10 piedici. Dar nu le-ai văzut. Ai văzut numai una mare. Așa este cu păcatul. Vedem pe Anania și pe Safira. Lacum de bani. Le-a plăcut să vândă, să țină o la ei și uh, spune, hai că am vândut moșia asta, venim și le spun, mă, un pic. Uite, am vândut-o cu atât, restul ne ținem nouă. Și vine și în fapte 5, capitolul 1, versetul 5, versetul 7, spune uh, că ajunge la, uh, la Petru și spune, Petru a zis, Anania, capitol, versetul 3, pentru ce ți-a umplut satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșiei. Vedem aici că după ce a fost lacum de bani, după ce a plăcut banii, după ce a vrut să facă o șmecherie, vedem că mi-a venit un păcat, minciuna. Și s-a mai adăugat la acest păcat. Și vedem aici că și Petru susține ceea ce spunea mai înainte, că aici Anania și Safira n-a păcătuit împotriva bisericii primare, n-a păcătuit împotriva lui Petru, a păcătuit împotriva Duhului Sfânt, împotriva lui Dumnezeu. În primul rând, aici ei au păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Petru, lui era egal. putea să dai cât vrei tu. Petru, nu, nu, nu l-au păcătuit împotriva lui Petru. Nu l-au pe Petru cu nimica. Și spune, voi ați păcătuit împotriva Duhului Sfânt, împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl trăznește pe Anania și moare acolo. Și apoi vine și Safira, soția lui. Și vedem cum păcatul, nu doar că se înmulțește, el parcă să mai și dă mai departe, să te anștecne. Vine soția lui și spune, cu atâta vândut? -o? Da, cu tâta am vândut-o. Și ea, aceeași treabă, iar minte și ea. Și Dumnezeu și acolo, pică moarte acolo în, în, în lui Petru. Vedem cum păcatul aduce alte păcate cu el. Păcatul anștec, păcatul are afect, efect, în jurul nostru. Poate îndemnă și pe altul, bă, fă așa, fă așa. Și cumva să răspundești acest păcat. Vedem acest pericol care este în viața noastră. Să înțelegem că Așa când vedem un păcat, să nu spunem, băi, unul, hai că unul, îmi unu permit, că am fost la biserică, unul îmi permit să fac. Nu, pentru că ele vin cu bagaj, vin mai multe. Și la orice păcat, spune cuvântul Dumnezeu, trebuie renunțat într-un mod consecvent. Nu spune, gândiți, mai gândiți-vă, analizați păcatul, gravitatea lui, nu. Renunțați în mod consecvent. Tit, capitolul 2, versetul 11, spunem, că Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem. Să o rupem cu băgănătatea și cu poftele lumești, să trăim în viață de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Să o rupem. Ne învață să o rupem cu păcatul, cu băgănătatea, cu tot ce este rău. Asta ne învață Harul lui Dumnezeu. Să o rupem cu păcatul. Să înlăturăm din viața noastră acest păcat. Vedem pe David, care la un moment dat merge la plimbare pe terasă și lasă ca acest păcat să aducă o faptă și își pune o piedică în alegarea lui pe acest pământ. Davi, care a mers doar la o ieșire, dar lăsat să meargă imaginația lui, mintea lui, poftele lui, mai departe. Și așa a păcătuit, a înfăptuit acest păcat cu, cu vaceva. Și Biblia ne spune că păcatul, piedicile, trebuie date la o parte. Am înțeles, pe aici le trebuie aruncate asupra lui Iisus Hristos. Asta am înțeles. Dar ce facem cu păcatul? Cum pot eu să dau păcatul la o parte? În primul rând, trebuie să recunoști păcatul. Să recunoști că ai păcătuit. Să spui, da, am păcătuit, îs păcătos, ăsta e păcatul meu. Mai departe, trebuie să îl mărturisești păcatul. Doamne, asta am făcut, am păcătuit. Te rog frumos, iartă-mă. Și apoi să te pocăiești de acest păcat. Prin aceste trei lucruri, tu poți să dai la o parte păcatul cu ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că cel care șterge păcatele, care curățește păcatele, este Isus Hristos. Tu cum poți să Îl dai la o parte? Când recunoști, când mărturisești și când te pocăiești. 1. Ioan, capitolul 1, versetul 9, spune: Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Ce trebuie să facem noi? Să dăm la o parte orice păcat și orice piedică. Definitiv. Să o rupem cu ceea ce este rău. Iacov, capitolul 4, versetul 7 și 8, ne învață o dată practic, așa treptat, cum să facem. Spune, supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru se prefacă în tânguire și bucuria voastră în tristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înalța. Supuneți-vă, împotriviți-vă, apropiați-vă, curățiți-vă, simțiți-vă, smeriți-vă. Iacov ne învață și ne arată cum, ce trebuie să facem atunci când avem păcat, când avem piedică. Cum trebuie să ne raportăm la, 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 ele. Și toți avem greutăți în viață. Toți. Noi, cei din Vechiul Testament, eroi credinței, părinții noștri, toți avem greutăți. Toți avem păcate. Nimeni nu este fără păcat. Pentru că își spune cuvântul, dacă zici cineva că nu are păcat, minte, este mincinos. Toți avem păcate. Și toți avem nevoie de mântuire prin Isus Hristos. Toți. În Evrei, capitolul 2, versetul 14 și 18, ne spune, versetul 17, citesc doar, prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile. Este vorba despre Isus Hristos. Ca să poată fi în ceea ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vretnic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că El, însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutor celor ce sunt ispitiți. Isus Hristos a fost în toate ispitit ca și noi, dar fără păcat. De aceea El este singur care poate să vină în ajutor celor care sunt ispitiți, celor care sunt poate împovorați, celor care poate cad într-un păcat. Isus Hristos este acela care poate să vină să dea la o parte orice piedică și orice lanț orice păcat, orice ce ne leagă și ne împiedică să alergăm înspre Iisus Hristos care este ținta. Și mă rog ca să înțelegem că Dumnezeu vrea ca noi să facem acest lucru. Să aruncăm îngrijorările, pedicile, greutățile asupra Lui. Și El este credincioș și ne vă lua. Tot El dorește ca noi să ne recunoaștem păcatul, recunoaștem starea, să ne mărturisim păcatul și să ne pocăim de El. Pentru că El este credincios și l a murit și ne iartă păcatele noastre. Și prin sângele lui suntem mântuiți, suntem eliberați de, de, orice păcat. Și chiar dacă este un pic timp înaintat, aș vrea să mai finalizez cu acest pasaj din fapte, capitolul 8, cu versetul 26 la, 20, la, 40, vă citi doar așa fragmente din el. Este Filip cu famenul etiopian. Vem pe famen un om care este citit, un om uh, cu o funcție foarte bună, o funcție care oamenii stau la el în sus și poate nu îndrăzneau să spună, bă, tu nu știi, uite aici, eu aș face mai bine. Și vedem că Dumnezeu îl trimite pe Filip și spune, mere acolo, ajunge l și ajută-l un pic, el nu înțelege ceva. Versetul 27. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen, cu mare putere la împărătea sa candace a Etiopiei și îngrijitorul tuturor visterilor ei, venit la Ierusalim să se închine. Se întorcea de acolo, ședea în carul lui și citea prorocul Isaia. Duh lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat, a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El a zis, înțelegi tu ce citești? Atenție, și acum famenul a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se sue în car, să șadă împreună cu el. Vedem aici că mândria, poziția, nu știu, statutul euh, acestui famen ar fi putut să fie o piedică pentru a spune, păi cum să înțeleg eu? Hai, ajută-mă tu! Dacă poate am fi noi în poziția să spune, tu cine ești? De unde ai apărut tu acum? Ai venit din nicăieri, m-a ajuns pe mine, tu știi cine ești? Eu, uite, vezi cum vin eu aici de la Ierusalim, am fost să mă rog. Nu întrebă. El dă această piedică la o parte a statutului, a uh, poziției, spune, păi cum să înțeleg dacă cineva nu mă ajută? Egal care, ajutați-mă unul. Și îl roagă pe lui, hai ajută-mă tu, că văd că tu știi. Vede că dă da, această piedică la, la, o parte, a, poate a poziției sociale a lui. Și spune, vreau ajutor, ajută-mă, vreau să înaintez și eu pe această cale a credinței. Vreau să înțeleg efectiv despre cine este vorba aici. Locul din Scriptură pe care îl citea este acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui cel tunde. Așa nu și-a deschis gura. Și vă citi după aceea la, la versetul 34, famine-ul a zis lui Filip, rogu despre cine vorbește prorocul astfel. Despre sine sau despre vreun altul. Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceea și a propovăduit pe Isus. Un mic spoiler pentru celelalte în viitor, vedem că Isus este ținta. Vedem că Filip a început să provedească exact ținta. Uite, aici trebuie să ajungem noi. Uite, asta e ținta, famene, asta îi despre Isus. N-a început despre să vezi cum e la noi, să vezi cine e eu, să vezi cum. Nu, a început despre Isus. Exact acolo unde famenul, Filip și noi toți trebuie să ajungem. Spune, spune, aici, pe când își urmau drumul, au dat peste o apă. Și acum aș vrea ca această întrebare a famenului să ne punem și nouă fiecare astăzi. Să zicem, dacă plecăm acasă de aici, din această, acest mesaj, măcar să plecăm cu această întrebare. Spune aici a famenul, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Ce mă împiedică să fiu botezat. Poate ești aici și ai această gândire, vreau să mă botez, vreau să închei o legământ cu Dumnezeu. Te întreb ce te împiedică să fii botezat. Poate suntem azi aici oameni care suntem născuți din nou, oameni care alergăm de ani întregi, poate pe această cală a credinței. Și aș vrea să ne punem întrebarea ce mă împiedică pe mine în alegarea mea. Filip spune mai departe dacă crezi din toată inima ta, se poate. Singura piedică aici care a văzut-o Filip este necredința famenului. Și spune famenul, famenul a răspuns, cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Amin. Au ieșit din car, l-au botezat, Filip a dispărut și spune aici că famenul a continuat drumul plin de bucurie. Și mă întreb pe mine astăzi, și acolo mă rog ca fiecare să și pun întrebarea personală. Ce, ce, mă împiedică pe mine în alegarea mea? Sunt piedici? Sunt păcate? Aș vrea ca să ne ridicăm în picioare și să venim înaintea lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, uite, asta este piedica mea. Ăsta este poate păcatul cu care mă lupt de ani întregi. Eu nu înaintez, eu bat pasul pe loc, ba mă iau prin arături, ba mă, efectiv pierd ținta, eu vreau ca să privesc înspre tine. Vreau ca tu să fii ținta mea, vreau ca eu să alerg înspre tine fără nicio piedică. Te rog frumos, ia în piedica, iartă în păcatul și te rog frumos, șterge și de la o parte. Aș vrea ca să te gândești profund care sunt piedicile tale și care sunt piedicile mele. Care sunt păcatele tale și care sunt păcatele mele. Dumnezeu să ne binecuvinteze.